În ultimele zile, două tragedii s-au produs în județul și municipiul Giurgiu. Doi tineri cu vârste de 17, respectiv 18 ani, și-au pierdut viața în apele Dunării după ce au mers la scăldat la canalul Plantelor, respectiv plaja din Gostinu. Aceștia au fost găsiți de scafandri și, din păcate, nu au mai putut fi salvați. Din datele furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu, în anul 2020, alte 10 persoane și-au pierdut viața în necate. Doi tineri de 17 și 18 ani și-au pierdut viața în ultimele zile după ce au mers la scăldat în apele Dunării sau pe canalul Plantelor. Aceștia au fost găsiți de scafandri și, din păcate, nu au mai putut fi salvați. Statisticile ne arată faptul că în anul 2020, alte 10 persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 60 de ani, s-au înecat în aceleași locuri, dar și la groapa de cenușă, în barajul de la Mihăilești, în apele râului Argeș, la Balta Albele sau în lacurile formate de balastiere. De cele mai multe ori, astfel de tragedii se produc fie din cauza faptului că persoanele respective nu știu foarte bine să înoate, fie intră în ape în care curenții sunt puternici sau apele sunt denivelate și nu mai pot ieși la suprafață. Tocmai de aceea noi le recomandăm tuturor să aibă mare grijă unde își petrec timpul liber în această perioadă, să aleagă doar locurile special amenajate pentru un not, pentru că acolo nivelul apei se cunoaște și nu le este pusă viața în pericol. Pentru a evita astfel de tragedii, ISU Giurgiu le recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri. Frecventați doar locurile special amenajate pentru un not și scăldat. Evitați scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albiile nămoloase sau acoperite cu plante, pietre, crengi sau trunchiuri de copaci. Evitați să intrați singuri în apă, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu știți să înotați. Nu intrați în apă după ce ați consumat alcool sau pe timp de noapte. Nu intrați în apă rece după expunerea prelungită la soare. Nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcții. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia, nici măcar în piscinele achiziționate pentru cei mici. Echipamentele speciale pentru siguranța notului trebuie utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult. Dacă observați o persoană care se află în pericol de înnec și puteți să o ajutați, interveniți, fără a vă pune viața în pericol. În cel mai scurt timp, apelați numărul unic de urgență 112.